Păi, abia aștept să văd episodul ăsta de astăzi, că ăsta primul. E episodul ăla de probă. Știi, când faci un serial, facem primul episod de probă, îl trimiți la televiziune să-l vadă niște oameni. Dacă lor le place, îți dau verde să faci restul serial. E, ăsta este primul episod ăla de probă, în care băieții încă nu s-au hotărât cine cine. Adică vezi tot felul de schimbări, e purle conesori așa față de restul episodului. Și ăsta e primul, se cheamă episodul pilot. Nici n-are număr, se cheamă, da, episodul pilot, îi zice. Păi dacă ăsta e episod pilot, pe restul episodului, cum le cheamă? Episod de pasager, mă, nu știu ce contează. Sau stoardeze? Stoardeze, da. Nu, mă, nu le cheamă niciun fel. Ăsta e episodul pilot, restul încep cu numere, 1, 2, 3, 4 sau au titlu. E, în ăsta, în primul episod, de exemplu, pe tasul lui Jerry, nu e Marty ăla, dar știi, în tot episodul, e cu totul altul, e un leon, un bătrânel, e cu totul altcineva, nene, după nu mai vedem. American. Doamne ferește, nu știu de ce. Sau a schimbat actorul, ca cu Jock din Dallas, tasul lui Jerry. O fi vreun obicei, se schimbe pe tații ăștia bătrân pe la mijlocul serialului la american. Mai știu. E, ăla care face serialul, Kramer, că ăla face tot serialul, ce n-are. E, Kramer în episodul ăsta, pe Kramer nici nu-l cheamă Kramer, mă, îl cheamă Kessler, așa îl cheamă la început. Da, Kessler, da, 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 erau două cântărețe, surorile Kessler, gemene, crețe. Surorile... Ce legătură are, mă, n-are nicio soră ăsta, mă, are un câine și nici măcar nu dă buzna așa, nu dă ușa de perete. Intră ușor, bate ușor la ușă și intră politicos. E cu totul altfel. Cine, mă, câinele? Da, mă, câinele bate la ușă, mă, câinele bate la ușă, câinele sună, mă, nu bate la ușă. Cu-s câine, mă, ăla, mă, Kramer, Kessler ăsta, crețul ăsta. De crețul ți-am zis, creț, surorile, surorile Kessler, fratele lor. Nu e mai niciun frate, n-are nicio soră Kessler, mă, termină prostiile astea. E, ăsta, Kramer, cu intratul ăla lui, și că în primul episod, dar cred că la început au și investit mai puțin în decor, decorul mai pe ieftin, a distrus trei uși, mă, în primul episod, când a intrat el așa, pa, din buzna, așa, cum vorba lui Ștefan. Tot timpul m-am întrebat, mă, ce dracu înseamnă buzna, mă? Buzna. Dar ce înseamnă buzna? A da buzna, adică ce e o buzna, două buzne, nu m-am uitat niciodată. Da, buzna. De buzna, ce e aia buzna? Hai că începem. Seinfeld, frate.